Bună dimineața! Astăzi vom începe să citim o nouă carte, Mica. Vom parcurge primele 4 capitole, dar mai întâi câteva informații despre carte și autor. Puține informații sunt disponibile despre Mica. Numele său, care înseamnă cine este ca Iahve, este probabil o formă prescurtată a lui Micaiahu. Nu trebuie să-l confundăm cu Mica, fiul lui Imla, care a activat ca profet în regatul de nord pe vremea lui Ahab, undeva între anii 874-853 înainte de Hristos. Mica își inserează numele în secțiunea finală de speranța a cărții lui. Folosind un joc de cuvinte, Mica întreabă în capitolul 7: Care Dumnezeu este ca tine? Făcând referire la capacitatea extraordinară a lui Dumnezeu de a ierta nelegiuirea și de a trece cu vederea păcatele poporului său. Țăran din localitatea Moșeret, aflată la aproximativ 40 de kilometri sud-vest de Ierusalim, Mica a fost contemporan cu profetul Isaia, un orășan care avea acces la palatele imperiale. Ambii profeți au fost martori ai decăderii regatului de nord. Ambii profeți cred într-un templu ceresc, din care Domnul judecă lumea și de unde va coborî pentru a-și judeca poporul. Mica are talent lingvistic. Limbajul folosit de el este unul puternic și plin de culoare. Utilizează multe forme literare și apelează adesea la figuri de stil și jocuri de cuvinte care indică nu numai inteligența, ci chiar și simțul umorului. Mesajul de bază din Mica este foarte clar. Dumnezeu urăște și condamnă păcatul, indiferent dacă este religios, economic sau social. Din pricina păcatului, Dumnezeu trebuie să-și judece și să-și pedepsească poporul. Nenorocirea este gata să cadă asupra lui. Pe de altă parte, există speranță, întrucât Dumnezeu este milos, înțelegător și iertător. Putem numi cartea lui Mica și slava ascunsă, mult mai măreață. Această temă recunoaște realitatea judecății, dar subliniază faptul că restaurarea promisă de Dumnezeu prin iertarea pe care o oferă și prin persoana lui Mesia va da Israelului o slavă mult mai mare decât a cunoscut vreodată. Acesta este harul arătat de Dumnezeul lui Mica. Cine este ca Iahve? Asculți Biblia zilnică, locul în care în fiecare zi citim un pasaj biblic, astfel încât, într-un an, să parcurgem întreaga Scriptură. Mica 1. Cuvântul Domnului care i-a fost descoperit lui Mica din Moreșet pe vremea lui Iotam, Ahaz și Ezechia, regii lui Iuda, ce a văzut el cu privire la Samaria și la Ierusalim. Ascultați toate popoarele, să asculte cu atenție pământul și tot ce este pe el. Stăpânul Domn să fie martor împotriva voastră, stăpânul din templul său cel sfânt. Iată, Domnul iese din locașul lui, el coboară și pășește pe înălțimile pământului. Munții se topesc sub el și văile se despică precum ceara înaintea focului și ca apele care țâșnesc printre versanți. Toate acestea se întâmplă din cauza fără de legii lui Iacov, din cauza păcatelor casei lui Israel. Care este fără de legea lui Iacov? Oare nu Samaria? Care sunt înălțimile Iudeii? Oare nu Ierusalimul? Voi preface Samaria într-un morman de pietre pe câmp, în plantații pentru viță. Îi voi rostogoli în vale pietrele și îi voi dezveli temeliile. Toate chipurile ei cioplite vor fi sfărâmate, tot câștigul ei va fi ars în foc și pe toți idolii ei îi voi lăsa pradă pustiirii. Căci din plată de prostituată i-a adunat și în plată de prostituată se vor preface. Din cauza aceasta voi jeli și voi geme, voi umbla desculți și gol, voi scoate strigăte precum șacalii și voi boci ca struții. Căci rana ei este de nevindecat, ea s-a întins până în Iuda, a ajuns până la poarta poporului meu, până la Ierusalim.
nu anunțați lucrul acesta în Gat, nu plângeți deloc, tăvăliți-vă în țărână la Betleafra. Treci locuitoarea Șafirului goală și plină de rușine. Locuitoarea Țaananului nu îndrăznește să iasă. Bet-Ețelul este în jale, sprijinul lui a fost luat de la voi. Locuitoarea Marotului tânjește după vremuri mai bune, căci a coborât nenorocirea din partea Domnului până la poarta Ierusalimului. În hamă ți-ar măsari la carul de luptă locuitoarea Lachișului. Tu ai fost cea unde a început păcatul fiicei Sionului, căci în tine au fost găsite fără de legile lui Israel. De aceea îi vei da daruri de despărțire lui Moreșet Gat. Casele din Acbiz vor fi o amăgire pentru regii lui Israel. Voi aduce un stăpânitor împotriva ta, locuitor din Mareșa. Gloria lui Israel va veni la Adulam. Tunde-te chel, rade-ți părul din cauza fiilor tăi care erau bucuria ta. Lărgește-ți chelia ca vulturul, căci vor pleca de la tine în captivitate. Mica 2. Planurile celor răi și planurile lui Dumnezeu. Vai de cei ce plănuiesc nelegiuirea și planifică răul în paturile lor! Chiar din zorii dimineții încep să le comită, pentru că le stă în putere. Poftesc terenuri și apoi pun mâna pe ele. Poftesc case, apoi și le însușesc. Asupresc pe om și casa lui, pe bărbat și moștenirea sa. De aceea așa vorbește Domnul. Iată, plănuiesc împotriva acestui clan o nenorocire de care nu vă veți putea feri, cefele. Și nu veți mai umbla plin de înfumurare, căci vor fi vremuri grele. În ziua aceea se va rosti o pildă pe seama voastră și se va face o cântare de jale care va zice: suntem ruinați de tot, el înstrăinează proprietatea poporului meu. Vai cum o înlătură de la mine! Terenurile noastre le împarte trădătorilor! De aceea nu va mai avea pe nimeni care să întindă funia de măsurat prin tragere la sorți în adunarea Domnului. Nu mai profețiți, vor profeți ei atunci. Să nu mai profețească aceste lucruri, batjocurile nu ne vor copleși. Dar ce ar trebui să spună casa lui Iacov? Se mânie chiar atât de ușor Duhul Domnului? Acesta este felul lui de a lucra? Oare nu fac bine cuvintele mele celui ce umblă cu dreptate? De curând, poporul meu s-a ridicat ca un dușman. Ați smuls mantaua de peste haină de la cei ce trec în siguranță, cei ce nu se gândesc la război. Voi le alungați pe femeile poporului meu din casele lor plăcute și luați de la copiii lor pentru totdeauna măreția mea. Ridicați-vă și plecați, căci acesta nu mai este locul vostru de odihnă. Pentru că a devenit necurat, el va fi distrus, iar distrugerea va fi cumplită. Dacă ar veni un om cu vânt și cu înșelăciune și ar minți spunând: îți voi profeți despre vin și despre băuturi tari, un astfel de profet ar fi potrivit pentru poporul acesta. Promisiunea restaurării. Sigur îi voi aduna pe toți ai lui Iacov. Sigur voi strânge la oaltă rămășița lui Israel. Îi voi aduna ca pe niște oi în țarc, ca pe o turmă în pășunea ei. Locul acela va mișuna de oameni. Cel ce deschide calea va merge înaintea lor. Ei vor pătrunde, vor intra pe poartă și vor ieși. Împăratul lor va trece înaintea lor și Domnul va fi în fruntea lor. Mica 3. Cuvânt împotriva liderilor și profeților falși. Am zis:
Ascultați-vă rog, căpetenii ale lui Iacov și conducătorii ai casei lui Israel. N-ar trebui să cunoașteți dreptatea? Și totuși voi urâți binele și iubiți răul, jupuiți pielea de pe poporul meu și carnea de pe oasele lui. Mâncați carnea poporului meu, jupuiți pielea de pe el și izdrobiți oasele. Îl ciopârțiți asemenea cărnii din oală, asemenea cărnii din cazan. Atunci când vor striga către Domnul, el nu le va răspunde. Își va ascunde fața de ei în vremea aceea, pentru că au comis fapte rele. Așa vorbește Domnul. Cât despre profeții care îmi duc poporul în rătăcire, aceștia, dacă au mușcat ceva cu dinții, vestesc pacea. Dar dacă cineva nu le pune nimic în gură, declară război împotriva lui. De aceea, noaptea va veni peste voi fără nicio vedenie și întunericul fără nicio divinație. Soarele va apune peste acești profeți și ziua se va întuneca peste ei. Văzătorii vor fi făcuți de rușine, iar cei ce practică divinația vor fi umiliți. Își vor acoperi barba cu toții, căci nu va fi răspuns de la Dumnezeu. Cât despre mine, eu sunt plin de putere, plin de Duhul Domnului, de dreptate și de vigoare, ca să-i fac cunoscută lui Iacov fără de legea lui și lui Israel păcatul lui. Ascultați aceasta, vă rog, căpetenii ale casei lui Iacov și conducătorii ai casei lui Israel. Voi care disprețuiți dreptatea și suciți tot ce este drept, voi care construiți Sionul prin vărsare de sânge și Ierusalimul cu nedreptate. Căpeteniile lui judecă pe mită, profeții lui dau învățătură pentru plată, iar profeții lui practică divinația în schimbul argintului. Ei încă se sprijină și pe Domnul zicând: oare nu este Domnul în mijlocul nostru? Nu va veni peste noi nicio nenorocire. De aceea, din cauza voastră, Sionul va fi arat ca un teren. Ierusalimul va deveni un morman de ruine, iar muntele casei va deveni o înălțime acoperită cu păduri. Mica 4. Muntele casei Domnului. În zilele de pe urmă, muntele casei Domnului va fi întemeiat drept cel mai înalt dintre munți. Va fi înălțat deasupra dealurilor și popoarele vor curge spre el. Multe națiuni vor veni și vor zice: să mergem și să ne suim la muntele Domnului, la casa Dumnezeului lui Iacov. El să ne învețe căile sale și noi să umblăm pe cărările sale. Căci din Sion va ieși legea, iar cuvântul Domnului din Ierusalim. El va judeca între multe popoare și va hotărî pentru națiuni puternice, depărtate. Ei își vor face din săbii pluguri și din sulițe cosoare. Nicio națiune nu va mai ridica sabia împotriva altei națiuni și nu se vor mai pregăti pentru război. Fiecare va locui sub vița lui și sub smochinul lui și nimeni nu-l va mai înspăimânta, căci gura Domnului oștirilor a vorbit. Toate popoarele umblă, fiecare în numele dumnezeilor lor. Noi însă vom umbla în numele Domnului Dumnezeul nostru pentru veci de veci. Promisiunea restaurării. În ziua aceea, zice Domnul, îi voi aduna pe cei șchiopi și îi voi strânge la oaltă pe cei alungați, pe cei pe care i-am rănit. Voi face din cei șchiopi o rămășiță și din cei alungați o națiune puternică. Domnul va împărăți peste ei pe muntele Sion de acum și pentru totdeauna. Cât despre tine, turn de veghe al turmei, deal al fiicei Sionului, stăpânirea de odinioară ți va fi redată, regatul se va întoarce la fiica Ierusalimului. Acum, de ce strigi așa de tare?
Nu este niciun rege în mijlocul tău? Ți-a pierit sfetnicul de te apucă durerea ca pe o femeie la naștere? Zvârcolește-te și geme, fiica a Sionului, ca o femeie la naștere, căci acum va trebui să ieși din cetate și vei locui în câmp. Te vei duce la Babilon și abia acolo vei fi eliberată. Acolo Domnul te va răscumpăra din mâna dușmanilor tăi. Dar acum multe națiuni sunt adunate împotriva ta zicând, să fie pângărit, iar ochii noștri să privească de sus Sionul. Ei însă nu cunosc gândurile Domnului, nu înțeleg planul lui, nu știu că el i-a strâns ca pe niște snopi în aria de treierat. Ridică-te și treieră, fiica a Sionului, căci îți voi face cornul din fier. Copitele ți le voi face din bronz, ca să sfărâmi multe popoare. Vei închina Domnului câștigul lor nedrept, iar bogăția lor stăpânului întregului pământ. Acesta a fost pasajul biblic pentru astăzi. Bunul Dumnezeu să fie alături de tine, să-i simți prezența și să te bucuri mereu. Fii binecuvântat de El. Îți mulțumesc pentru că susții proiectul Biblia zilnică. Să fii răsplătit pentru asta. Să ai o zi binecuvântată. Pe mâine!